Bine te-am regăsit! Astăzi răspund la o întrebare care este pe cât de dureroasă, pe atât de controversată, pentru că implică și dorința copiilor. Ei bine, se întâmplă ca uneori să vrei să divorțezi, fie că tu ești soțul, fie că tu ești soția, dar nu poți să faci acest lucru pentru că copilul tău, care poate fi într-adevăr copil, adică undeva până în 18 ani, sau din contră poate fi de fapt adult, dar este copilul tău că l-ai născut sau, mă rog, l-ai făcut, astfel încât, practic, nu este de acord să divorțeze. Ei bine, eu sunt Loredana Latiș, sunt președinte Academiei Române de Coaching și acum răspund cu mare, întrebare, cu mare iubire la întrebarea ce să faci când tu vrei să divorțezi, dar copilul tău nu este de acord cu acest lucru. E, aici intervine o chestie foarte uh, tricky, să zic așa. Pentru că uneori copiii, fără să își dea seama, evident, influențează câteodată chiar și își dau seama viața adulților, pentru că adulții nu știu exact ce îi vor, nu știu exact cine sunt și nu știu exact ce este mai bine chiar pentru ei sau chiar pentru copiii lor. Bun, primul răspuns pe care l-ai putea crede că ar fi normal în această situație sau mor, ar fi benefic, să zicem așa, ar putea fi... Păi normal, nu divorțez pentru că nu vrea copilul și asta este, rămânem împreună pentru copii. Uf. Deci vreau să spun că au avut lucrul acesta de un milion de ori în fiecare zi. Sunt foarte mulți oameni pe care îi întâlnesc și pur și simplu așa cred, și își duc viața care e transformată cumva într-un chin, ceea ce este mai rău, duc de a, de, cum să pun mai departe, și le lasă copiilor înțelepciunea cu ghilimelele de rigoare că așa sunt căsnicile, trebuie să suferi să te sacrifici pentru copii. Practic îi învață pe copii cum să fie nefericiți, cum să fie suferinți, cum e la rândul lor să genereze niște relații de cuplu în care să fie nefericiți și cumva odată ce au apărut copiii să fie acea ghiulea de gât care să-i facă să stea împreună. Din păcate. Din fericire, partea bună a lucrurilor este că răspunsul normal și sănătos este nu contează că al tău copil vrea sau nu să divorțați. Pentru că nu contează importanța copilului, să spunem așa, în relația de cuplu. Importanța copilului contează în relația de părinți. Dar hai să delimităm un pic lucrurile. Tu divorțezi de soțul tău ca și soț. Nu ca și părinte, sau de soțiată. Nu ca și părinte al copilului tău. E o chestie foarte importantă. În primul rând, căsătoria este pe mai multe planuri. Primul plan este, să mă rog, o relație să zic așa. În primul plan este cel în care sunteți prieteni, al doilea plan este cel în care deveniți iubiți, al treilea plan este cel în care deveniți părinți odată cu apariția copilului. Dacă apare divorțul, divorțul apare la primele două planuri, de prietenie și de iubire. În rest, la planul numărul 3, acela de părinți, pentru copii, voi rămâneți toată viața părinți pentru copii, pentru copiii pe care îi aveți împreună. Acum, asta ce înseamnă? Asta înseamnă că dacă tu vrei să divorțezi din vari motive, și aici nu implic motivele, nu contează care sunt, este dreptul tău să faci acest lucru pentru a trăi viața așa cum îți dorești. Impactul asupra copilului inițial este un impact considerat de unii negativ pentru că produce o ieșire din rutină. Dar, de fapt, este un impact pozitiv pe termen lung pentru că copilul învață să se pună el pe primul plan. Să aibă grijă de viața lui, să nu stea în relații care pur și simplu devin ca o închisoare, doar pentru că la rândul lui va avea copii, și învață la o adică că el nu are aportul în relația de cuplu a părinților săi. El are un aport în relația de părinți dintre părinții săi, dar nu de iubiți. Nu știu dacă, dacă se. Nu, nu mi-e foarte clar dacă mesajul meu e foarte clar, <laughs> pentru că mie mi este foarte clar. Nu confundați caprele cu, nu știu cu cine, cu oile, pentru că sunt diferite. În relația de cuplu sunt doar cei doi, el și ea, sau mă rog, doi ei, doi ele, nu mă bag eu în detalii în astea așa artistice, dar sunt cei doi iubiți, în relația de părinți sunt cei doi părinți și copilul lor. Dacă divorțul intervine, intervine doar la... Ruptura dintre relația de, părin de de cuplu, de iubiți, nu și cea de părinți. De asemenea, e foarte important să-ți dai seama că, de fapt, pe termen lung, pentru copilul tău este mai bine pentru că el învață să trăiască. Să sănătos, învață să aibă grijă de fericirea lui și la o adică învață să iasă din zona de confort când să stea cu mama, când să stea cu tata, când să aibă importanță mama, când să aibă importanță tata și așa mai departe. Atenție că de multe ori apare șantajul emoțional din, care, din partea a copilului, dacă nu face aia mă duc la mama, dacă nu face aia, mă duc la tata. Atenție! O să fac un video special cum să nu te lași șantajat. Cred că următorul video îl fac cum să nu te lași ataj, sau cum să răspunzi la șantaj, că tot am primit întrebarea asta, așa încât este foarte important să-ți dai seama de fapt cine ești tu, ce vrei tu cu adevărat și ce vrei tu de fapt să lași copilului tău. Și dacă se întâmplă să te ascunzi că nu divorțezi din cauza copilului, află de la mine că nu este din cauza copilului, ci este de fapt din cauza ta, din cauza fricilor tale pe care le ai ca și proiecția asupra copilului sau asupra ta. De fapt, ia pic și foaie și zgârmă. Ce anume mă împiedică să divorțez, dar cu adevărat? Care sunt consecințele pe care eu le văd acum ale divorțului? Și pozitive și negative. Ce câștig dacă divorțez? Ce pierd dacă divorțez? Dacă nu divorțez, cum va arăta viața mea peste 10 ani? Cum va arăta viața copilului meu peste 10 ani? Cum va arăta peste 20 de ani? Nu este ușor de răspuns la aceste întrebări, dar eu îți doresc succes. Și bineînțeles că dacă vrei mai mult decât atât, pentru că lucrurile îți dai seama că sunt la un alt nivel de profunzime, te aștept ca să înțelegi aceste mecanisme din spatele acestor vorbe, ca să observi de fapt care este impactul cu adevărat în viața ta și în viața celor din jurul tău. Așa încât vină la curs, vină să afli informații, vină să câștigi experiență, vină să înveți să lucrezi cu tine, vină să înveți să lucrezi și cu ceilalți, astfel încât să-ți fie cât se poate de bine în această viață, pentru că meriți, meriți și poți. Și acum, na, ai și instrumente. Doar e adevărat să ai chef să pui la leacă la treabă, pentru că, na, e nevoie de un pic de muncă. Așa încât eu te aștept de acum din octombrie, să revii sau să vii la cursul de vindecare emoțională prin tehnici NLP online, începe 9 octombrie, este seara de la 7 la 11 noapte, ora României, sau la cursul de formare în coaching, tot online, din 23 octombrie, tot seara, sau la cursul de formare în coaching față în față în București, în 20 noiembrie. Indiferent ce variantă alegi, eu te aștept cu multă iubire și detalii despre preț, despre organizare, despre toate cele, găsești pe academia de sau la 7, 0752 016 0, Nu, am găsit numărul. 0752 163 163. <laughs> se pare că, se pare că sunt îndrăgostită în seara asta. Cu mare drag aștept să te înscrii, să ne vedem acolo și te rog distribui acest video că sigur cuiva îi folosește. Și spunem te rog într-un comentariu și părerea ta. Cum crezi că este mai bine? Te pup și te iubesc! Pa!